Bun găsit, aceasta este EuRomânia, suntem în Parlamentul European la Bruxelles și astăzi vom vorbi despre inteligența artificială. L-am alături de mine pe europarlamentarul Dragoș Tudorache, cel care a coordonat negocierile pentru aceste noi norme. Bună ziua, bun găsit! Bună ziua, bine m-am găsit! Ce ați făcut cu inteligența artificială? Ce am făcut-o? Am reglementat-o. Dar a făcut-o într-un fel în care să nu împiedicăm, de fapt, și asta este important să spunem, să nu împiedicăm dezvoltarea ei, pentru că e evident, cred eu, de acum pentru toată lumea cât de importantă este această tehnologie, cât de prezentă este în viața noastră și în economie și cât de beneficiare. Și asta trebuie, cred că, spus de la început, aduce foarte multe beneficii pentru noi, ca și indivizi, consumatori, pentru industrie, sunt enorm de multe optimizări care se pot face prin inteligența artificială, este partea nevăzută a acestei tehnologii. Robotizarea funcționează foarte mult pe baza algoritmilor de inteligență artificială, deci ea este o tehnologie pozitivă, ne aduce bine în societate, însă, ca multe alte tehnologii, vine și cu riscuri și tocmai de aceea noi am considerat că aceste riscuri trebuie bine încadrate, pentru a ne asigura că există încredere în societate atunci când interacționează cu această tehnologie. De unde au pornit aceste noi norme? Multă lume consideră cumva, pentru că, să spun, vizibilitatea, atenția publică pe subiect a apărut acum un an când CGPT-ul a devenit parte din viețile noastre și multă lume consideră că Uniunea Europeană a început cumva de curând cu această reglementare. Nu, de fapt, e o muncă începută în 2016-2017, atunci când Comisia Europeană a creat un grup de experți de nivel înalt care s-au uitat la aceste riscuri de care spuneam, la riscurile, să spun, de zi cu zi, cât și la cele structurale, chiar aș spune existențiale, și la acel moment a creat o listă de principii, considerând că e nevoie să încadreze dezvoltarea inteligenței artificiale întâi printr-o încadrare mai generică, dar apoi foarte rapid a devenit evident că doar principiile sau doar conformarea voluntară pe baza acelor principii nu e suficientă și că e nevoie de reguli mai clare, mai stricte. Și de aceea a apărut ideea în 2019 a unui act normativ pregătit de Comisia Europeană printr-o consultare largă în anul 2020 și apoi în 2021 a fost formulată această propunere care a ajuns pe mesele noastre ca legislatori, Parlament și Consiliu și de atunci practic am început negocierile, pregătirea momentului pe care l-am atins săptămâna trecută când am închis negocierile. Care sunt aceste riscuri de zi cu zi existențiale în ceea ce privește inteligența artificială? Ce facem prin acest regulament este să identificăm în mod expres, într-o anexă, nu exhaustiv și nu pentru totdeauna, și asta este important de spus, această anexă va rămâne un document viu practic, o vom adapta permanent în funcție de evoluția tehnologiei și de ceea ce se dovedesc a fi riscuri noi care pot fi produse de aceste tehnologii și de aplicarea lor în practică. Deci, cum spuneam, în anex avem o listă concretă de aplicații, de utilizări ale inteligenței artificiale pe care le considerăm ca fiind de risc înalt. Și vă dau exemple în domeniul bancar, în domeniul asigurărilor, în domeniul medical, în domeniul educației, în domeniul gestiunii migrației, a frontierelor, a infrastructurii critice. Deci sunt, practic, exemple, aplicații concrete de inteligență artificială care ne pot aduce riscuri. Și vă dau un risc concret. Mergem la bancă, cerem un credit, de cele mai multe ori, analiza care se face în spate, noi nu o vedem, dar această analiză a factorului de risc este făcută de un algoritm de inteligență artificială, care până la acest moment nu știm cum funcționează. Nu știm cum a fost antrenat, nu știm ce fel de date au fost puse acolo, nu știm ce instrucțiuni au fost date acestui algoritm, deci practic nu avem nicio garanție că între dumneavoastră și mine, atunci când mergem împreună să cerem un credit la bancă, nu poate apărea un element de discriminare. Și cum atunci, ceea ce, cum ar fi, dumneavoastră vi se dă 6%, mie mi se dă 8%, de ce? Pentru că veniți dintr-un cartier care, să spun, e populat cu o anumită categorie social-economică care istoric, la banca respectivă a beneficiat și a fost bună platnică în ceea ce privește politica de creditare, ceea ce înseamnă că, nu știu, aveți acolo în sistemul băncii un scor mai bun pentru simplu fapt că veniți în acel cartier. Eu vin în alt cartier mai sărac și pentru simplu fapt că trăiesc acolo și pentru că în acel cartier, să spunem, istoric, au existat mai multe credite neplătite,
e posibil ca algoritmul respectiv să mă identifice ca un potențial risc și atunci să îmi ridice și nivelul de credit. Același lucru se poate întâmpla în zona asigurărilor, se poate întâmpla în zona educației, de exemplu, atunci când sunt folosiți algoritmi pentru a determina alocarea copiilor în școală sau alocarea unor anumite anumite task-uri, anumitor teme, să spunem, pentru copii. Sunt deja folosiți astfel de algoritmi în școli, tocmai pentru a da teme de grad diferit de dificultate unor copii față de alți copii, pentru a, nu știu, pentru a te adapta eventual la nivele diferite de învățare. Dar, din nou, nu că acești algoritmi nu pot fi deloc folosiți, pentru că nu asta spunem noi prin reglementare. Dar vrem să ne asigurăm că dacă sunt puși pe piață, dacă sunt utilizați, lucrul acesta e făcut cu niște garanții în ceea ce privește drepturile celor care sunt afectați de utilizarea algoritmilor. Deci eu vreau să știu, din nou, cum au fost antrenați, vreau să știu de ce și ce fel de instrucțiuni le-a fost date acestor aplicații, tocmai pentru a ne asigura că, din nou, copiii mei nu sunt discriminați sau noi nu suntem discriminați când mergem la bancă sau când cerem o asigurare și, în esență, că putem să avem încredere atunci când interacționăm cu aplicațiile respective. A fost și un scandal, nu, în Marea Britanie, legat tocmai de educație și de ce s-a întâmplat în școli. Sigur, și în Olanda, poate vă amintiți, guvernul Rutte, practic, așa s-a ajuns la alegerile anticipate, pentru că în Olanda a fost folosit un algoritm de inteligență artificială pentru a determina riscul de fraudă în asigurările sociale. Deci, practic, și ce s-a dovedit? S-a dovedit că, prin instrucțiunile care fusese redate acelui algoritm, erau țintiți mai degrabă migranții, mai degrabă categoriile sociale, cum se spune, defavorizate, și tocmai ele erau identificate ca fiind cele cu risc ridicat de fraudă și erau recuperat în mod automat bani din asigurările sociale date acelor persoane, pentru că erau considerați ca fiind obținuți prin fraudă. S-a dovedit apoi că, de fapt, nu era cazul și mii de familii au fost afectate în mod injust de modul în care acel algoritm fusese practic antrenat și utilizat de o autoritate publică. Și e important să înțelegem cât de mare poate fi prejudiciul atunci când autoritățile publice, de exemplu, folosesc astfel de algoritmi, fără garanțiile pe care noi le-am pus acum în lege. Acest lucru s-ar putea întâmpla și într-o școală. Se poate întâmpla și într-o școală, se poate întâmpla într-un spital, într-o instituție de sănătate publică, se poate întâmpla, cum spuneam, într-o bancă, într-o companie de asigurări, se poate întâmpla în multe locuri în care noi, ca cetățeni, interacționăm cu servicii, fie în zona privată, fie servicii publice. Riscul este și mai mare atunci când interacționăm în zona publică cu astfel de algoritmi. Tocmai de aceea, prin reglementare, spunem că autoritățile publice au o datorie în plus față de sectorul privat de a se asigura că atunci când pun pe piață produse sau servicii care funcționează pe bază de algoritmi de inteligență artificială, au însărcinarea de a face o analiză de impact tocmai pe ceea ce ține de drepturile fundamentale ale cetățenilor, pentru că, practic, acolo suntem într-o situație de monopol, deci eu trebuie să interacționez cu autoritatea publică respectivă, pentru că, nu știu, îmi plătesc taxele sau, din nou, merg la inspectoratul școlar pentru că vreau să-mi pun copilul în școală sau orice altă formă de serviciu public pe care accesez, și pentru ele am gândit un regim special în reglementare, tocmai pentru că acolo garanțiile trebuie să fie și mai serioase. Și cum ne protejează pe noi această nouă lege? Păi, ne protejează tocmai prin faptul că ea este construită în jurul garanțiilor, să spun, personale. Deci ele privesc în principal impactul pe care această tehnologie îl poate avea asupra drepturilor noastre ca indivizi și, practic, regulile pe care le-am impus, garanțiile care sunt cerute din partea dezvoltatorilor și a celor care pun pe piață și utilizează astfel de algoritmi, sunt făcute toate să ne protejeze tocmai pe noi, cetățeni, împotriva riscului de discriminare, cum spuneam, împotriva unor decizii sau unor recomandări date de acești algoritmi care să ne împieteze asupra drepturilor noastre, drept la acces la servicii publice, drept la acces la sănătate, la educație, la alte servicii de care avem nevoie. Ne puteți da un exemplu concret, de exemplu în sectorul bancar, pentru că ne-ați dat acest exemplu. Cum ne pot proteja pe noi aceste noi reguli? De momentul în care această lege va intra în vigoare, orice bancă care folosește un astfel de algoritm pentru a decide sau avea o recomandare în privința unei persoane, va fi nevoită să
pună foarte transparent toate datele cu privire la acel algoritm. Deci, practic, să ne informeze pe noi, să ne explice modul în care funcționează acel algoritm, cum a fost instruit, cum a fost educat, cum e direcționat în modul în care el e pus acolo să ia, să facă recomandări ofițerului de credite, să spunem, sau să ia chiar decizia în sine. Apoi, prin lege, nu putem avea un algoritm care să ia decizie de unul singur, fără un control uman. Deci, practic, principiul de control uman este impus prin legislație oricărui utilizator de inteligență artificială de risc înalt. De exemplu, bancă. Apoi, banca este obligată să trimită toată această documentație cu privire la algoritm, la modul în care funcționează, datele cu privire la bazele de date folosite pentru antrenarea lui. Deci toată documentația necesară pentru ca autoritatea publică care va fi responsabilă pentru implementarea acestei noi reglementări cu privire la inteligența artificială, de care au nevoie pentru a se asigura că pot controla eficient băncile, de exemplu, că utilizează și că pun pe piață acest algoritm în forma cerută de lege, au obligația să pună această documentație într-o bază, într-un registru practic care va funcționa la nivel național și la nivel european. Deci toate aceste reguli țin să scoată la lumină, să transparentizeze practic toată această interacțiune între noi și inteligența artificială folosită în banca respectivă sau în oricare din instituțiile ce folosesc acești algoritmi. A fost un punct disputat, să spunem așa, și între Consiliu și între parlamentari, dar și în opinia publică. Această recunoaștere facială, folosim inteligența artificială pentru recunoaștere facială, unde încep drepturile noastre, unde se termină, exact despre ce este vorba în noua lege? Trebuie să înțelegem, pentru că s-a perceput greșit această dezbatere pe care am avut-o într-adevăr în jurul utilizării acestei tehnologii pentru recunoașterea facială. Este vorba de tot ce înseamnă, să spunem, camere de supraveghere din oraș, din spații publici. De la semafoare, reglementarea noastră se oprește aici. De ce spuneam că a fost cumva greșit percepută? Pentru că s-a înțeles, de exemplu, că și, nu știu, recunoașterea facială pe care o avem noi pe telefon, da? Pentru a ne recunoaște și a deschide telefonul, că și aceasta va deveni, să spunem, subiect al legii sau va fi interesă prin lege, și nu e adevărat. Există foarte multe utilizări ale tehnologiei de recunoaștere biometrică care vor putea fi în continuare dezvoltate, folosite pe teritoriul european. Ceea ce interzicem însă prin această lege este, într-adevăr, cum spuneați, utilizarea acestei tehnologii în spațiul public pentru supraveghere 24 din 24, deci pentru supraveghere în timp real, ceea ce legea identifică ca fiind supraveghere în timp real în spațiul public. De ce? Pentru că noi o considerăm ca fiind o intruziune mult prea mare în drepturile noastre, în viața noastră privată, cu un potențial de abuz mult prea ridicat pentru a ne permite să o avem în spațiul public. Am introdus însă și o excepție aici, înțelegând că e posibil ca în anumite situații autoritățile responsabile cu ordinea publică, poliția în speță, să aibă nevoie să acceseze și să folosească această tehnologie pentru a prinde un infractor. În anumite situații, în anumite investigații foarte importante. Și atunci am creat o excepție în lege pentru a permite această utilizare, dar chiar și acolo am pus niște reguli foarte stricte, tocmai pentru a ne asigura că abuzul nu este posibil. Nu se poate face decât dacă este un risc iminent cu privire la viața unei persoane sau la comiterea unui atentat terorist, de exemplu, pentru a identifica o victimă de trafic, o victimă de răpire, copii, minori care sunt poate dați în căutare. Deci, practic, în situații foarte restrânse în care poliția poate folosi această tehnologie. În rest, ea rămâne interzisă la nivelul Uniunii Europene. S-a vorbit despre această poliție predictivă și că nu avem voie să folosim această inteligență artificială în poliția predictivă. Da. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă un algoritm care anticipează că eu sau dumneavoastră vom comite o infracțiune.
Dacă vă amintiți filmul Minority Report de acum vreo 20 de ani, și nu ne-ar ajuta. Nu ne-ar ajuta să avem acest lucru? Să știți că nu. De ce? Pentru că și e dovedită practic. În urmă cu câțiva ani, foarte multe departamente de poliție din Statele Unite ale Americii și din Marea Britanie au început să folosească astfel de algoritmi, crezând că îi pot ajuta în munca de poliție, fie pentru a încerca să anticipeze în ce părți de oraș ar trebui să trimită patrule mai des decât în alte părți de oraș, deci cumva să-și gestioneze forța polițienească și prezența în stradă în funcție de anumiți factori de risc care reieșeau din acești algoritmi sau, în cazul Marii Britanii, foloseau astfel de algoritmi pentru a anticipa care persoane care au trecut deja prin sistemul judiciar ar putea să recidiveze. Și atunci cumva să anticipeze recidiva pe baza unor astfel de algoritmi. Ceea ce s-a dovedit însă este că aceștia nu făceau decât să discrimineze substanțial împotriva acelorași persoane din aceleași comunități, din aceleași părți de oraș, cu un istoric al comunității respective, să spun, mai puțin favorabil față de alte comunități, deci practic discriminări care existau cumva istoric în anumite baze de date folosite de poliție sau folosite de firmele care antrenau acești algoritmi, nu făceau decât să fie amplificați, practic, de inteligența artificială și să ducă la prelungirea, la amplificarea chiar fenomenului de discriminare în anumite comunități sau anumite părți ale zonelor urbane și din Marea Britanie și din Statele Unite, până la punctul la care au început să apară chiar procese publice și utilizarea acestor aplicații a fost abandonată. Noi am avut dezbatere aici, tocmai gândindu-ne la ceea ce obținem, la beneficiile potențiale ale unei astfel de tehnologii versus riscurile pe care ea le implică. Balanța s-a dus în mod substanțial în favoarea riscurilor, să spun, și atunci decizia politică pe care am luat-o este să interzicem folosirea acestei tehnologii pentru a prezice comiterea unei infracțiuni și e important să înțelegem că nu interzicem algoritmii care anticipează riscul, de exemplu, riscul de fraudă sau riscul de criminalitate sau care fac analiză criminologică. Ei sunt în continuare utili, sunt în continuare posibili și sunt în continuare, sunt convins, foarte eficienți în a ajuta polițiile naționale să gestioneze fenomenele infracționale. Ceea ce interzicem este un algoritm care identifică o persoană care potențial ar putea să comită o infracțiune, pentru că asta, cum spuneam, ar aduce prejudicii mult prea mari drepturilor individuale ale persoanei respective și, în general, a valorilor pe care le protejăm în societate. Dar nu ne-ar ajuta să avem aceste baze de recunoaștere facială, poliția să aibă Le avem deja. Și, din nou, prin legea noastră, nu interzicem existența acestor baze de date. Deci, aceste baze de date există deja. Există sistemul informatic Schengen, care are enorm de multe baze biometrice acolo, tot ce înseamnă persoanele căutate de către polițiile din statele membre ale Uniunii Europene, persoane date dispărute, martori, cei care trebuie să protejați. Deci, practic, există astfel de baze biometrice la nivel național, la nivel european. Ele vor continua să existe, vor continua să fie utilizate. Din nou, ceea ce interzicem este supravegherea în timp real, folosind inteligența artificială și recunoașterea, practic, în timp real, în spații publice, pentru că asta înseamnă practic o supraveghere în masă și o identificare permanentă în masă a noastră, a tuturor, chiar și în situații în care nu se comite o infracțiune, nu există niciun risc în zona respectivă, în momentul respectiv și atunci nu are niciun sens practic să ții o astfel de tehnologie și camerele acestea controlând și făcând această verificare biometrică în permanență. Tentația către abuz e mult prea mare și cred eu că în societățile noastre, cu valorile pe care le avem, e important să ne protejăm împotriva unor astfel de tentații. Domnule deputat, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și vouă și nu uitați, folosiți cu măsură inteligența artificială.